Zilele trecute, jandarmii dâmbovițeni au intervenit la un liceu din Târgoviște. Aceștia au găsit un obiect periculos asupra unui elev de 16 ani și anume un briceag, pe care l-au confiscat, evitând astfel poate o tragedie. Ce alte activități desfășoară în această perioadă Inspectoratul de Jandarmi Județean Dâmbovița? Aflăm de la colonel Matei Viorel Dumitru, inspector șef la Inspectoratul de Jandarmi Județean Dâmbovița. Vă mulțumesc pentru prezența în platou. Bună ziua și eu vă mulțumesc pentru invitație și aș vrea să profit de acest moment pentru a adresa salutul jandarmilor dâmbovițeni, atât dumneavoastră cât și telespectatorilor dumneavoastră. Legat de cazul pe care l-ați amintit puțin mai devreme, pot să vă spun faptul că agentul de pază de la liceul respectiv a constatat că era o ușoară altercație verbală între mai mulți elevi. La un moment dat, unul dintre ei, un gest de bravură, a spus un briceag pe care l-a arătat celorlalți. Știind că efectivele de jandarmerie au în responsabilitate acea zonă în care se situa liceul respectiv, a apelat șeful echipei de jandarmi și a comunicat despre ce este vorba. Domnule inspector, vorbim deja de al treilea caz în municipiul Târgoviște în doar câteva luni. Vă rog să-mi spuneți ce măsuri credeți că pot fi luate pentru a crește gradul de siguranță în școli, bineînțeles împreună cu celelalte instituții cu atribuții pe această linie. Vreau să vă prezint faptul că la nivelul județului Dâmbovița întreaga problematică pe linia acțiunilor preventive educative o gestionează colegii și partenerii noștri de la Inspectoratul de Poliție a județului Dâmbovița. Există chiar un birou de supraveghere școlară care gestionează, dar împreună facem eforturi pentru a desfășura activități preventive educative în toate instituțiile de învățământ liceal din județul nostru, cu accent, bineînțeles, pe municipiul Târgoviște, unde avem și o concentrare mai mare de astfel de unități de învățământ. Un sfat pentru părinți, cum pot să prevină ca fiicele lor să fie implicate în acte de violență? Consider și eu ca părinte, am trecut prin perioada în care copiii mei erau adolescenți și preventau diferite activități sau zone la intervale diferite ale zilei sau ale anului școlar și să știți că noi ne-am concentrat atenția în primul și în primul rând pe relația dintre părinți și copii. Am încercat cumva să reducem distanța dintre cele două generații de așa natură încât copiii să prindă încredere în noi și să ne povestească toate problemele pe care le au sau toate dificultățile pe care le întâmpină. Consider că aceasta ar fi o abordare optimă din partea părinților și adecvată în același timp. Cu toate acestea, sunt conștient că viața de toate zilele nu prea oferă timpul necesar, dar trebuie să-l găsim cu toții. Tocmai ce am încheiat perioada sărbătorilor pascale, urmată și de izvorul tămăduirii, eveniment ce se desfășoară în fiecare an în comuna Nuced, iar jandarmii au fost prezenți la toate manifestările religioase mari organizate în județul Dâmbovița. Cum s-au comportat participanții? Inspectoratul de Jandarmi Dâmbovița a asigurat măsurile de ordine publică la toate manifestările religioase cu public numeros generate, desfășurate pe timpul sărbătorii Învierii Domnului în tot județul nostru, precum cu precădere în municipiul Târgoviște, unde este și cea mai mare concentrare de lăcașuri de cult. Totodată, jandarmeria dâmbovițeană asigura măsuri de ordine publică pe timpul desfășurării manifestărilor religioase de la mănăstirea Nucet, de la Mănăstirea Pătroaia, de la Biserica Izvorul Tămăduirii în Târgoviște, pe timpul sărbătorii religioase Izvorul Tămăduirii. Și pot să vă spun faptul că pe timpul tuturor acestor manifestări religioase nu au fost probleme de niciun fel, iar pe această cale doresc să le mulțumesc cetățenilor care, tuturor credincioșilor care s-au îndreptat către lăcașurile de cult și
au ales această modalitate civilizată și același lucru pot să-l afirm și despre sărbătoarea izvorul tămăduirii de la Nucet. Și în anii anteriori pot să spun că nu am avut probleme deosebite, cu toate acestea au mai fost situații punctuale, situații izolate și parcă nu este o plăcere deosebită pentru nimeni să intervină noaptea de înviere pentru a restabili ordinea publică, pentru a aplana un conflict sau pentru alte situații mai delicate. Care sunt activitățile curente pe care le desfășoară jandarmeria în județul Tâmbovița? Pentru a vorbi despre activitățile curente, trebuie să intrăm vrând nevrând în prevederile legii 550 privind organizarea și funcționarea jandarmeriei române, deoarece Inspectoratul de Jandarmerie Județean Dâmbovița îndeplinește misiunile ce revin jandarmeriei române potrivit legii în zona de responsabilitate care este județul Dâmbovița. Intrăm în primul rând în asigurarea ordinii publice pe timpul desfășurării unor manifestări care implică o prezență numeroasă. Așa cum a spus, manifestări religioase, mai sunt spectacole, meciuri de competiții sportive, nu numai meciurile de fotbal, târguri, oboare, deci toate acele locuri și acele evenimente care pot implica prezență numeroasă din partea publicului. Participăm la executarea misiunilor de menținere a ordinii publice împreună cu partenerii noștri tradiționali de la polițiștii naționali din cadrul Inspectoratului de Poliție a Județului Dâmbovița. Executăm misiuni de menținere a ordinii publice în stațiunea de interes național Padina Peștera, misiuni de pază și protecție instituțională la obiectivele de importanță pentru stat, pentru funcționarea statului și aici mă refer la tribunal, la judecătorii, parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmbovița, parchetul de pe lângă toate judecătorile din județ, la Trezoreria Târgoviște, Camera de Conturi, la instituția prefectului județul Dâmbovița. Deci mai multe obiective din județ la care jandarmii sunt prezenți pentru a asigura paza și protecția. De asemenea, paza și protecția transportului cu caracter special de bunuri și valori și, de asemenea, totodată participăm la paza și protecția transporturilor de corespondență clasificată. Misiunile sunt mult mai multe, plecând de la cele pe care vi le-am enumerat, în baza unor planuri de colaborare, cooperare, aducem la îndeplinire mandatele de aducere emise de unitățile de parchet sau de magistrați din diferite instanțe din județ sau din țară. Sprijinim executorii judecătorești în îndeplinirea atribuțiilor legale. Deci iată că paleta de misiuni este foarte, foarte largă. Aș vrea să ne spuneți care sunt activitățile jandarmeriei montane din această perioadă. Atunci când vorbim despre jandarmeria montană, în principal vorbim despre menținerea ordinii publice, atât în stațiunea montană, în stațiunea de interes național Padina Peștera, cât și pe traseele turistice montane. Totodată vorbim despre misiuni de asigurare a ordinii publice atunci când se desfășoară manifestări ce implică prezența unui public numeros și aici putem aminti Padina Fest, putem aminti hramul mănăstirii Ialomicioara, sau alte concerte, alte evenimente care s-au organizat în acea zonă. De asemenea, jandarmii montani acordă sprijin pentru ajutorarea cetățenilor aflați în dificultate în zona montană, acordă sprijin colegilor și partenerilor de la Serviciul Public Județean Salvamon Salvaspeo Dâmbovița, evacuează persoanele aflate în dificultate în zona montană și acordă sprijin pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale. Un punct aparte pe care vreau să-l ating pe timpul discuției noastre este cel referitor la faptul că turiștii nu de fiecare dată acordă atenție marcajelor pe care le întâlnesc pe trasee, se abate la acestea,
Mai sunt situații în care turiștii intră pe drumuri care nu sunt deschise traficului, atât cu autovehicule cât și pietonal, după care apelează pe Sistemul Național Unic al Apelor de Urgență 112 pentru a solicita ajutor. Ar trebui, din punctul meu de vedere, să se gândească puțin înainte de a face aceste lucruri, pentru că orice intervenție generată de o nerespectare a acestor indicații pe care le găsesc peste tot Care în sunt zona montană. regulile concret pe care trebuie să le respecte turiștii? În primul rând, turiștii ar trebui să se informeze despre traseele turistice, despre dificultatea lor, să fie echipați corespunzător și să aibă la îndemână, să aibă asupra lor numele de telefon de la Serviciul Salvaspeo Dâmbovița și Jandarmeria Montană, în speță postul de jandarm montan Zănoaga și postul de jandarm montan Peștera, pentru a putea solicita ajutor dacă situația impune. Totodată, împreună cu partenerii noștri, puteți să spunem deja tradiționali, Primăria Moroieni, Asociația Turistică Peștera Padina, cu Serviciul Public Județean Salvaspeo Dâmbovița, Asociația Ecologică Floare de Colț. Avem un proiect de interes local, un munte mai curat pentru generațiile viitoare. Acest proiect prevede, în primul și în primul rând, o ecologizare a zonei montane și conștientizarea turiștilor cu privire la importanța protejării și păstrării mediului înconjurător. În concret, se desfășoară activități de ecologizare înainte de a debuta sezonul estival, deci undeva în luna, la sfârșitul lunii mai și luna iunie se desfășoară aceste activități de ecologizare, de îndepărtare a vetrelor de foc, activități preventive educative cu turiștii cu care ne întâlnim pe traseele montane și în stațiunea Padina Peștera, cu privire la locurile în care este permisă camparea, interzicerea aprinderii focului, interzicerea aruncării gunoaielor pe zona verde, respectarea tuturor regulilor care trebuie respectate potrivit regulamentului Parcului Natural Bucegi. Apropo, am uitat să amintesc și Parcul Natural Bucegi ca administrația Parcului Natural ca partener în acest proiect de interes local. Iar ultima acțiune pe care o desfășurăm este de ecologizare după ce se încheie sezonul estival și vreau să vă spun că, din păcate, încă mai avem de muncă în acest sens cu turiștii, respectiv să-i conștientizăm cu privire la importanța unui mediu înconjurător cât mai curat. Domnule colonel, sunteți din anul 2017, numit inspector șef al Inspectoratului de Jandarmi Județeană Dâmbovița. Vă rog să-mi spuneți care este principiul care vă ghidează în carieră. Încerc să pun în aplicare prevederile legale de așa manieră încât să ating toate obiectivele pe care mi le stabilesc împreună cu colegii din echipa managerială la fiecare debut de an. Și până în momentul de față, la sfârșitul fiecărui an de când sunt la comanda acestui inspectorat județean, ne-am atins toate obiectivele, ceea ce spun eu că denotă faptul că ne-am îndeplinit absolut tot ceea ce ne-am propus și în același timp am reușit să capacităm întregul personal în vederea obținerii acestor rezultate. Care sunt sacrificiile pe care le-ați făcut sau pe care trebuie să le faceți în profesia dumneavoastră? În primul și în primul rând, timpul acordat familiei este redus. Nu avem cum să petrecem atât de mult timp în sânul familiei pe cât de mult ne-am dorit și cât de mult ar trebui din punctul meu de vedere, dar odată ce ne-am ales această carieră militară, nu avem altă soluție. Aș vrea să ne povestiți acum despre experiența pe care ați avut-o dumneavoastră în Afganistan. A fost o experiență utilă, o experiență care m-a ajutat ulterior în îndeplinirea atribuțiilor
de prim adjunct al inspectorului șef și de inspector șef, atât în unitatea noastră cât și în alte unități în care am mai lucrat, o experiență care m-a ajutat și în îndeplinirea unor atribuții pe care le-am avut la nivel de relații internaționale. În același timp a fost și greu, deoarece am fost departe de casă, provocările au fost multiple. Am cunoscut colegii, parteneri din diferite state, colegi din alte instituții din România cu care am lucrat, am colaborat, cu care am ținut legătura ulterior pentru îndeplinirea atribuțiilor curente ale Inspectoratului de Jandarmerie Țeană Dâmbovița în special. Și vreau să vă spun că toată activitatea pe care am desfășurat-o în Afganistan și-a pus amprenta destul de mult pe ceea ce am lucrat ulterior în România. Care este cel mai important lucru pe care l-ați învățat? Cel mai important lucru pe care l-am învățat acolo este că respectul față de aproapele nostru este mai presus de orice. Am învățat acolo că de multe ori dorul față de casă, față de membrii de familie te animă atât de mult încât ți dorești să îndeplinești cât mai repede toate atribuțiile, cât mai bine, ca să fii sigur că ajungi în momentul în care ți-ai propus să-ți vezi familia, să-ți întâlnești rudele, prietenii. E un sentiment cu totul și cu totul aparte. Am învățat acolo fiind să-mi iubesc mult mai mult țara, deoarece este o mândrie deosebită atunci când se arborează drapelul național și toată lumea într-o bază militară salută drapelul național României când este arborat. Este o mândrie deosebită și zic eu că ar trebui ca acest sentiment să fie cumva promovat și să facem într-un fel ca și generațiile viitoare să aibă aceste sentimente de patriotism, acest sentiment de patriotism foarte bine inoculat. Sunt interesați tinerii să-și construiască o carieră în domeniul militar? Da, vreau să vă spun că în fiecare an, atunci când avem perioadele de recrutare pentru examene de admitere în instituțiile de învățământ post-liceal sau superior ale Ministerului Afacerilor Interne, bineînțeles pentru Jandarmeria Română, avem o cifră de recrutare ridicată și chiar foarte mulți tineri care sunt declarați admiși în urma desfășurării concursurilor de admitere. În ultimii ani am observat o prezență numeroasă a femeilor în jandarmerie. Recomandați și tinerelor fete să aleagă o carieră în jandarmerie? Da, de ce nu? Avem în momentul de față în total, deoarece avem și cadre militare și salariați civili, peste 30 de colegi în unitate și a fost prima dată în istoria unității noastre când s-a organizat o competiție de tir categoria feminin. Ceea ce denotă că numărul este destul de mare încât să permită o astfel de organizarea unei astfel de competiții, dar în același timp consider că pentru misiunile de ordine publică este imperios necesară prezența unor colege în dispozitiv, având în vedere că sunt și măsuri pe care trebuie să le aplice dumnealor atunci când este cazul. E vorba de acel control corporal preventiv. Dacă trebuie să fie executat acel control asupra unei persoane de sex feminin, trebuie și noi să avem colege pe care să le implicăm în aceste misiuni. Considerați că sunt tinerii de astăzi mai rebeli din cazurile pe care le-ați întâlnit? Nu neapărat mai rebeli, dar consider că având acces mult mai facil la informații, sunt tentați de multe ori să pun în aplicare ceea ce văd în alte locuri, în alte state, sau poate chiar la noi în țară, dar în alte zone și nu întotdeauna este cea mai fericită alegere. Dar noi încercăm să gestionăm absolut de fiecare situație în parte, tratând-o într-un mod aparte, pe fiecare dintre ele, fără a face similitudini, pentru că și reacțiile și comportamentele sunt diferite de la individ la individ și nu putem să avem un șablon în modul de intervenție sau de
abordarea unei probleme. Care credeți că este percepția publicului față de jandarmerie? Niciodată o forță de ordine nu este iubită de cetățeni. Nu am văzut în nicio țară ca o forță de ordine. Este apreciată, dar nu iubită. Noi, în momentul de față, în toate sondajele, suntem primele 5 locuri în topul încrederii cetățenilor în instituțiile statului, ceea ce pentru noi reprezintă o mândrie și, în același timp, ne obligă să ne păstrăm acest statut. Am oscilat între locurile 3, 2, 3, 4 și 5 în funcție de etape ale evoluției societății românești, în funcție de evenimente, misiuni care au fost în spațiu public și cum au fost ele mediatizate. Dar faptul că, repet, faptul că suntem în top 5 este totuși un lucru bun. Înseamnă că cetățenii au încredere în noi. Vă mulțumesc tare mult pentru că ați acceptat invitația de a fi astăzi alături de telespectatorii Columna TV. Și eu vă mulțumesc pentru invitație încă o dată și ne vom mai vedea și cu alte ocazii.